Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Müjde Uzman, Sıla a primit o cerere în căsătorie, există o nuntă în curând. Müjde Uzman a participat aseară la seara de decernare a premiilor muzicale. Müjde Uzman, care a acordat un premiu, a răspuns la întrebările jurnaliștilor după ceremonie. Müjde Uzman, care și-au făcut declarații sincere unul față de celălalt, a făcut o declarație șocantă spunând că unul dintre actorii din serialul Kizilcik Sherbet va avea o nuntă în această vară. În primul rând, Müjde Uzman a vorbit despre interzicerea difuzării și a spus că suntem împotriva oricărei forme de cenzură. Pe de altă parte, Müjde Uzman, care a vorbit despre evenimentele neplăcute trăite de iubitul ei Uzhan Uğur'e, a menționat că există prejudecăți foarte grave în societate și că, ca societate, ne amestecăm foarte mult în viața celorlalți. Müjde Uzman, care a spus că vor fi câteva anunți în finalul de sezon al serialului Kizilcik Sherbet, a declarat că un actor se va căsători pe bune. Deci cine este acest nume? Müjde Uzman nu a anunțat cu cine se va căsători, dar o știre despre Sıla Türkoğlu a creat un efect de șoc. Am aflat că Sıla Türkoğlu a primit o cerere în căsătorie și a refuzat-o. Deci de la cine a venit această ofertă? De la Halil İbrahim Ceyhan, Doukan Gungor sau Alp Navruz? Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!